până la finele acestui punct de text. Marcu, capitolul 10, de la versetul 35 la versetul 45. Fiii lui Zebedei, Iacob și Ioan, au venit la Iisus și i-au zis: Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cer. El i-a zis: Ce voi să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta, când vei fi îmbrăcat în slava ta. Iisus i-a răspuns: Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei. Și Iisus le-a răspuns: Este adevărat că paharul pe care voi bea eu, îl veți bea. Și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezați. Dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: Știți că cei priviți de cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul tuturor, slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel întâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească. Și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Amin. O, Bunule Părinte, continui să mă rog înaintea Ta, alături de frații mei din Biserica Muntele Sionului. Așteptăm binecuvântarea Ta, Doamne. Cu mâinile întinse spre Tine, Doamne, vrem să așteptăm mângâierea Ta. Cu mâinile întinse spre Tine și cu inimile deschise vrem să așteptăm cuvântul Tău. Un cuvânt care vine de sus, de la Părintele Luminilor. Un cuvânt care înseamnă pentru noi un dar bun și desăvârșit. De aceea iartă-ne imperfecțiunile, Doamne. Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne să transmitem cuvântul Tău așa cum vrei Tu, Doamne, să fie. Și apoi ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să avem atitudinea potrivită față de cuvântul Tău. Să le împlinim ca să trăim fericiți pe acest pământ și să moștenim gloria cerească. Amin. Puteți reocupa lucrurile. Mulțumesc Domnului că suntem împreună. Și realmente nu se completez ce zicea fratele Iulian. Datorită din vina multora dintre noastră, chiar că sunt ca în familie, am sunt acasă. Și dacă nu m-aș mai gândi la prunșii mei, la copilașii care am lăsat acasă și în slavă Domnului, pentru care s-au bătut mama cu soacra, care cum să-i împartă. Îl slăvesc pe Dumnezeu că știți bine acolo, dar am văzut o biserică la fel de caldă, la fel de primitoare și la fel de slujitoare, zic eu. Frații mei, o să mă slujesc de acest cuvânt, o să fie în mod special o predică expozitivă, care cumva mie îmi place mai mult și într-o anumită măsură să fie punctea de lansare, pentru că fie o predică topică sau tematică, am înțeles că parcurgem un ciclu de predici sau de studii biblice intitulat Discipline Spirituale și vorbeam cu fratele Iulian și zicea mai multe dintre ele, la care am convenit să rămânem la disciplina slujirii, poate că se predează cu profilul meu într-o anumită măsură, dar pe de altă parte cred că există o carență și o nevoie reală, spirituală, Biserica Contemporană de slujire, măcar că se înghesuie. Oamenii se înghesuie și aici în față, la cântare, oamenii se înghesuie și la icoane. Oamenii se înghesuie peste tot în fața proiectoarelor. Și în ciuda acestor lucruri, cred că rugăciunea lui Dumnezeu prin care zice rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul lui, este avalabilă și asta. Sau are inspirat și am împlinit această rugăciune. Prin noi Dumnezeu împlinit rugăciunea ucenicilor și a Mântuitorului nostru. Consider că nu știu. Nu o să fie prezentare, măcar că m-am gândit la câteva gânduri și la câteva imagini. Probabil cu ajutorul Dumnezeu duminica viitoare să fie și un moment de rugăciune sau de mulțumire la cina Domnului, într-o anumită măsură să fim ca o familie și să prezentăm ce Dumnezeu ne-a credințat și
Harul lui Dumnezeu care a fost în mijlocul nostru acești doi ani care nu i-am văzut și în felul în care Dumnezeu a lucrat în multe ani, dar astăzi ne vom focaliza în mod special despre Cuvântul lui Dumnezeu. Și văd că timpul nu este prietenic de a să vezi pe Dumnezeu și pe El, cred că e singura biserică care am văzut-o că-și numără în timp 5 secunde. Că n-am mai văzut, înseamnă că dumneavoastră o să urmărați vremea, că știți că zilele zrele, și atunci urmărim debitul verbal, ori înghesuim, structurăm mai bine lucrurile astea, încât să și rămânem cu ceva și să și mai multe lucruri. Vreau să vă zic un lucru ăsta, că ziceam data trecută de ceva ani și frații tot vor să schimbe și au zis, bă, nu schimbați, că mi-e favorabil mine. Noi în Marea Mare avem un singur ceas pe partea stângă. Cred că clichetul ăla e mai gros, s-a ruginit, la fără un sfert, soția aici martoră, la fără un sfert, de regulă 12 fără un sfert și deosebit când vede din nou, se oprește. La 12 fără un sfert, fix ceasul se oprește. Și nu odată sau de două. Poate și fratele Zacheu, Daniel Romea, când mai vine pe la noi, observa lucrurile acestea. Nu știu cum se face. Și când vin alții, dar în mod special când predic eu la fără un sfert, se oprește. Și îl slăvesc pe Dumnezeu că Dumnezeu ține cu mine. Mă nu știu dacă frații sunt în același asentiment cu mine, dar eu cred, frații mei, și în slujire, într-un ceas al slujirii. Mântuitorul nostru ne învață un principiu al ceasului sau al timpului și zice felul următor. Ca să răscumpărăm vremea aceasta. Că va veni un ceas al întunericului în care nimeni nu mai poate să lucreze. Că va veni un ceas al nopții în care nimeni nu mai poate să lucreze. Nici măcar fiul omului. Cât este ziua, zice Mântuitorul, am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Cât este ziua. Dumnezeu a avut un ceas la dispoziție, un viitor a avut un ceas la dispoziție în care a slujit. Nu știu cum se face că parcă generația asta tânără funcționează mai mult noaptea decât ziua. Mântuitorul nu a putut. În afară de rugăciune, nu vedem nicio activitate surprinsă a slujirii Mântuitorului noaptea. Toate le-a făcut ziua. Noi mai putem și noaptea. Parcă suntem mai grozavi decât Mântuitorul nostru. Dar există un principiu, dacă vorbim de slujirea ceasului, și nu să mă ajute să-l respect și acesta. Frații mei, cum spuneam, fiecare dintre noi ne place să ne vedem. Ne place să se filmeze, dacă se poate să pună și pe internet. Dar nu atunci când predicăm bine, că nu avem cacofonii, că nu zicem nici elezii sau altceva. Ne place să se cânte și dacă se poate să pună și pe YouTube, pentru ca să ne vadă oameni. Pentru că fiecare dintre noi, în inima noastră, există un dor, o tânjire după apreciere, după laudă, după recunoștință din partea altora. Eu vreau să spun că slujirea nu este numai în adunare, numai în biserică și știți atât de bine lucrul acesta. Dar ca să înțelegem termenul slujirii sau disciplina slujirii, știu că cuvântul ăsta nu ne place. Oamenii au încercat și în cărțile care au scris și traducătorul cărții discipline spirituale, din fostă, de la tura lor, o s-o tot chinuit cumva să schimbe cuvântul disciplină, că la noi la român nu ne place. Dar vreau să spun că disciplinarea trebuie să o înțelegem ca o forțare sau ca un antrenament, să ne forțăm pe noi înșine să facem lucrurile care trebuie să le facem. Păi când ne gândim la disciplină, ne gândim la disciplinare. La o botă, la o pedeapsă a tatălui, nu știu, în spaniol, cred că se mai fac. O botă, o disciplinare a tatălui, o pedeapsă a tatălui, de ce oare? Că e rău, tata? Ca să ne îndemne să facem ce trebuie să facem. Ei vreau să spun, când ne gândim la discipline spirituale, noi trebuie să exersăm, să ne forțăm, că nu ne plac. Sunt lucruri care nu ne plac, nu ne convine. Dar sunt lucruri care trebuie să le facem așa cum trebuie făcute, în maniera în care trebuie făcute și la timpul la care hotărăște Dumnezeu. Ei, astăzi suntem la disciplina slujirii. Și cum ar trebui să ne disciplinăm să slujim? Că fiecare facem pătrățica într-un anumit fel. Orice subiect care nu pornește de la conceptul biblic, s-ar putea să fie distorsionat. Oamenii vorbesc în cărți de leadership, americanii vorbesc despre tot felul de secrete ale slujirii, în special de față. Dar vreau să zic că Mântuitorul, când a vorbit despre slujire, a folosit conceptul biblic, adică vechi testamental, de slujitor. Acum, în secolul 21, habar nu avem ce înseamnă slujitor. Nu ia așa cu de fiecare noastră. Ca să vă dau un exemplu, să vedeți diferența dintre ce e în Scriptură și ce credem. Există cuvântul pe care mulți dintre noastră îl aveți sau îl folosiți sau chiar sunteți, în Spania numit autonom. Autonomul, dacă îl traduce în românești, ar fi un fel de PFA. Numai că autonomul Spania mai poate și angaja. Poate
1, 2, 3, până la 4, 4 sau ceva, deja n-am înțeles. PFA-ul Spani, în România nu există așa ceva. Într-un fel există o corespondență. Dar dacă românul gândește autonom, egal PFA, s-ar putea să fure de semnificația cuvântului autonom. Cei care sunteți autonom, cei care munciți în construcții spanioli, frații care munciți în Spania, știu toate semnificațiile, tot ce poate face un autonom și tot ce nu poate face legal. Care e remunerația, care e impozit, care e absolut tot. Taxarea e diferită. Vedeți? Doi termeni din două țări diferite au similitudini, dar au și diferențe. La fel e diferența între slujitorul secolului 21 și slujitorul secolului 1. Când vorbește Sfânta Scriptură de slujire sau de slujitor, are cel puțin trei semnificații pe care vreau doar să le menționez și poate într-o anumită măsură să le ilustrez ca să înțelegeți că ăsta e fundamentul de care, la care plecăm. Întotdeauna când slujim biserică, când slujim Domnului, când slujim pe stradă, când slujim în evanghelizare, când slujim în misiune, noi trebuie să ne raportăm la aceste trei elemente. Primul este ideea de rol. Slujitorul este rob, frații mei. Cuvântul Dumnezeu zice aici, vrea să fie robul tuturor. Sau, n-am prins noi, poate bunicii noștri, stă bunicii noștri, ideea de slugă la boieră. Munceai pentru o parte din moșia lui ca să poți lucra, fără nicio remunerație. Dar mai mult decât atât, sluga putea să lucre pe altă moșie. Poate pe defi sau nepedefi. Dar când vorbim de rob, vorbim despre un om care e proprietar, care este proprietatea de drept al stăpânului. Ei, Mântuitorul nostru când vorbește despre rob tuturor, ne spune omului Dumnezeu, omul care este parte din Împărăția lui Dumnezeu, ucenicul lui Dumnezeu, este proprietatea de drept al lui Dumnezeu. Robul nu primește bani. Robul niciodată nu va primi aprecierea celor la rob. Robul nu primește concediu. Robul niciodată nu va avea niciun merit, nicio apreciere și nicio laudă. Orice va ieși bun, stăpânul vinovat. Ce moșie frumoasă. Ce case ai construit. Ce porumb ai construit. Ai săpat și ce agricultură ai făcut. Și ce recolt ai scos. Dar în spatele stăpânului său, o turmă întreagă, o echipă întreagă de rob, de oameni care au muncit zilnic. Ei, când Mântuitorul zice, nu sunteți ca mai mari, ca și cârmuitorii, în care fiecare se uită la slujirea lui și zice, slujirea mea e de calitate, în funcție de câți oameni am în jurul meu. Slujirea mea e cu atât mai mult apreciată în funcție de câți oameni îmi slujesc mie. Bun, oare îți păstor la 450 de oameni. Îți păstor la 1200, înseamnă că superior celui la 450. Îți dirijor de cor. Și corul meu are 50 de persoane. Ăla are 120. Domnul Iisus Hristos zice, nu. Asta l-am predicat la o biserică de 3 ori. Ăla la... Eu la 3 oameni îmi duc. Frații mei, Mântuitorul zice, nu așa. Și cine vrea să fie șef sau mare, trebuie să fie robul tuturor. Adică să fie util. Când ești robul tuturor, înseamnă că toți sunt șefi peste tine. Fost un moment dat un mic conflict, în biserică, în Valea Mare, era mai mult la muncă, vreo 12-13, munceam. Acolo frații care munceau în construcții și aveau ziua, săptămâna liberă, că acolo cam așa merg în Timișoara, merg în Deva, într-o parte, în alta, la muncă, au 3 săptămâni de muncă, o săptămână vin acasă. Și săptămâna mea, săracii vin la adunare și muncesc de dimineața până seara. Și, la un moment dat, obosiți fiecare, ne făceam pătrățica noastră, și acum cine spală scurile. L-a aruncat toate într-o robă și el la care prea știa mare lucru, salahorul, nu știu cum se numește aici, la spală. După ce au spălat totul, a venit unul și a zis, dar roba asta nu-i bine spălată. Uite că a rămas material pe el. La un moment dat, fratele acesta a lăsat și de bună dreptate, în fel, nu știu dacă mânia a fost justificată, a lăsat, mistria aia a fost sus, zis, spălat voi dacă te gustu, dar dar foarte ușor puteam să ne împărțim. Eu să-mi spăl mistria mea, ăla să-și spele roba lui, ăla să-și spele betoniera, ăla să-și strângă cablu. Puteam foarte ușor să ne mistră. Dar în momentul ăsta de frustrare, unul zice, dar nu sluga tuturor. Adică eu sunt cel mai. Atunci mi-a venit versetul acesta și am zis, frate, nu-i spun pentru că se vedea. Dar zis, frate, astăzi
ai împlinit cuvântul de Dumnezeu. Dacă și pe ceai, aveai un slavă extraordinar. Astăzi, tu ești mai mare dintre toți dintre noi. Pentru că ai fost om. Frații mei, așa trebuie să fie și în sus. Asta e elementul central care Mântuitorul aduce. Când ne gândim la slujitor, ne gândim la rob, nu la angajat. Niciodată în Biblie termenul angajat nu-l puteți spune ca slujitor. Al doilea, o singură dată apare în scrierile Noului Testament făcând referire nu la experiență vechi testamentală, ci la experiență din viața publică. E 1 Corinteni, dacă nu greșesc, hai să citim versetul acesta, capitolul 4, versetul 1. Vorbim despre apostol și despre patru. E despre el însuși, Pavel zice așa. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, versetul 2. Ce se crede de la cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios, găsit credincios în lucrul încredințat lui. Și apoi zice cât despre el. Apostolul Pavel, Saul de altă dată, folosește aici un cuvânt nou care până atunci nu puteai să pui egal cu niciun concept de testamental. Și acesta este sclavul acela, și poate ați mai auzit ilustrat așa, se folosește foarte mult, cel puțin în scrierile de specialitate, în ideea ucenicului sau slujitorului, este sluga aceea, robul acela din galere, din corăbile acelea grecești și apoi romane de război, în care în partea cea mai de jos erau oamenii care dădeau. Care dădeau mereu la vârfile, care trebuia să se sincronizeze, care nu vedeau niciodată lumina zilei, mereu și mereu ce dădeau la vârfile. Oamenii aceștia mergeau și nu știau dacă abarcuțiunea lor războinică se mai întorcea acasă. Oamenii aceștia n-aveau familie, n-aveau viitor, n-aveau nicio șansă să iasă de acolo toată viața lor, decât morți. Inclusiv bolnavii care nu mai puteau, erau obligați să treacă până mureau. Mureau lipiți cu mâinile de galere. Și Pavel zice, așa fiu. Așa fiu. Dacă aștept să mor, aștept să mor slujind lui Dumnezeu. Eu nu aștept aprecierea oamenilor dacă va câștiga războiul, nu știe cât o fost la care de acolo. Dacă muri cinci sau nu muri. Dacă mânca sau nu mânca. Și toți vor felicita comandantul navei generalul și zice, ăsta da. Uite cum m-a mânuit. Nimeni nu știa de ea de jos. Dar barca nu putea exista din cauza celor de jos. Aici Pavel vorbește despre slujirea anonimă, care nu vede nimeni. Despre slujirea care ține toată viața. Nu despre o slujire temporară, nu despre o slujire superficială, ci de o slujire acolo în întunerie, în care nu vede nimeni. Nu spuse proiectoarele din tavan pe tine. Dar o slujire care o răsplătește Dumnezeu. Și zice Pavel, așa vreau să fiu și eu. Ăsta-i propul lui Hristos. Și așa trebuie să fiți și voi. Nu mai judec, zice el acolo, mai departe. Nu judec, nu sensul condamnării. Nu mai stau să-mi țin evidența faptelor bune. Bă, dar oare câte războaie o câștiga fondă corabia mea? Oare câți kilometri am făcut? Ce mă s-a zis? Eu aștept răsplătirea cerului. Aștept să mă judece Dumnezeu. Nu ca să mă condamne, ci ca să mă răsplătească. Asta era ideea de acolo. De aceea încheie cuvântul lui Dumnezeu acolo și vreau să vă recitesc ultima parte acestui capitol. Ascultă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Asta era Pavel. Al treilea concept, frații mei, este acela al slujitorului la curtea domnească. Ăsta era un pic mai nedorit pentru noi. Nu e o perspectivă roză pentru pământul acesta. Dar vei da slujitorul la curtea domnească. Și Domnul Iisus Hristos, pe baza acestui concept, se întemeliază efectiv sursa mântuirii noastre. Noi numim împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerului. Și acum vreau să mă întreb. Ce lucruri trebuie să aibă o părăție ca să fie o părăție? Care sunt lucrurile indispensabile pentru o părăție? Ca să există o părăție. Deci trebuie un împărat. O părăție fără împărat și o părăție. Doi. Deci trebuie un popor. Că mai sunt și împărat de aia care zic, eu sunt șef păstă mine în sus, asta e împărăția mea. Dar nimeni nu ascultă, nimeni nu-l poate să amă. El e împărat, el e stăpân, el e patron, dar n-are pe nimeni care să-l poate să amă. El nu e nimeni.
Trebuie un împărat, trebuie un popor și ceva care să lege aceste două elemente. Trebuie un popor care recunoaște autoritatea împăratului și care slujește. Adică niște slujitori. Poporul acesta trebuie să transforme niște slujitori care prin toată viața lor urmăresc interesele împăratului. Frații mei, cea mai frumoasă răsplătire a unui slujitor era să mănânce la masa împăratului. Nu era onoare mai mare. Putea să-i dea moșii, putea să-i dea țitoare și femei, putea să-i dea scutire de impozit în anumită perioadă. Cea mai mare onoare care putea să o aibă un om era să mănânce la masa împăratului. Asta era răsplătirea slujirii lui. Când făcea un lucru extraordinar, a te pune la masa împăratului și mai mult, a să faci abonament la masa împăratului. Adică să mănânci toată viața la masa împăratului. Era cea mai mare onoare care putea să aibă. Uitați-vă la Haman. Uitați-vă la pruncul acela, la olomul acela, care a crescut de la mare și dar, zice, mai este cineva din casa fuscului meu, spune. Mai este cineva din casa lui Saul sau lui Ionatan? Vreau să-i arăt o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Vreau să-l apuc la masă și de aici încolo să mă mânc la masă mea. Era cea mai mare onoare a unui slujitor. Fratele, trăim într-o vreme în care oamenii vor din numerații pentru slujirea lor și aprecie pentru slujirea lor. Vreau să zic, fii împăratul cu voi pe pământ. Spuneam ieri la frați, puteți să-l identificați pe împăratul deși îți pe un scaun aici? Vă spun, eu n-ați mai scat pe mâncele voastre, ați prins-o și acolo. V-ați prins de el și ați zice, Doamne, vreau vindecare, vreau mântuire, Doamne, uite ce-i cu copilul meu, Doamne, uite ce-i cu soția mea, Doamne, uite ce-i cu spital, Doamne, uite ce-i cu buzunarul meu, pe gol, Doamne, uită-te! Am merge la el, e vreau să spun un lucru. Împăratul nostru este în cer și domnește în cer. Niciodată nu o să mă poată împăratul să mă răsplătească așa cum trebuie pe acest pământ. Dar va veni o zi, spune cuvântul Dumnezeu, în care vom mânca la masă cu împăratul nostru veșnic. Pentru perspectiva aceasta, frații mei, ar trebui să slujim pe brâncul lui Dumnezeu, așteptând răsplătire de la Dumnezeu. Nu așteptați răsplătire de la oameni. Nu așteptați răsplătire de la oameni. Aceste trei elemente am să zic de la care să pornim. Și întotdeauna să ne gândim la lucrurile acestea. Și multe alte semnificații care rezidă în aceste trei concepte care vorbesc despre slujirea noastră. Cum vreau să întreb, cine poate sluji? Cine poate sluji? Cine e calificat să slujească? Aia care cântă, poate ce care trebuie la conservator. Păstorii sau predicatorii mai care trebuie la TTP-ul. Sau altă școală din Bucătul. Frații mei, Biblia vorbește un lucru clar. Și din nou are rădăcina cu conceptul acesta numit slujitor în Împărăția lui Dumnezeu. Știți cine putea să fie slujitor la Împărăția lui Dumnezeu? Orice om din poporul lui Dumnezeu, un străin, n-avea ce putea acolo. N-avea privilegiul acesta în slujire. De aceea, aduc la zile noastre. Orice om care este mântuit, poate să slujească pe Mântuitorul. Orice om care a gustat din el, care are identitatea lui, care este poporul lui Dumnezeu, parte din poporul lui Dumnezeu, poate să-l slujească pe Mântuitorul. Era un moment dat, spunea cineva cu înmormântare, cineva în poporul de țară, și era un frat, slujitor, unul mai vârst, unul mai vârst, dar toți trecut de 55 ani. Și fratele mai vârst, zice, era un om tare, mai de marcă mormântare. Și zice fratele mai în vârstă, zice, dai numai un gândel la fratele, dai numai un gândel că predic eu că se filmează și se filmează în America și nu ne facem de rușine. Fratele mai în vârstă spunea fratele tânăr, adică amândoi slujitori, amândoi predicatori excepționali din punctul meu de vedere. Dar ăla zice, dacă asta predic eu că se trimite în America, se filmează, nu ne facem de rușine. Înțelegeți cum se pune problema? Eu vreau să spun, frații mei, nu trebuie să aștepți la 70 de ani să ajungi să slujești. Din momentul în care te-ai întors la Dumnezeu și arde inima în tine și ești dragostea din tine, trebuie să începi să faci ceva cu Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care se botează, se întorc la Dumnezeu și au o mică pauză de ucenicie, de consolidare. Nu. Învățarea trebuie să fie paralelă, concomitent cu ucenicia, cu facerea. Pentru că dacă nu s-ar putea să ne dezvoltăm doar mintea, să ne dezvoltăm doar creierul, doar capul, să știm atât de multe lucruri, dar mâinile astea să fie picăjite. Mergeam, ori de câte ori mă duc la
fratele meu Bruș, care este medic, dau mâna pe el, îl îmbrățișez și când ia timp mâna cu ea și fiu, firavă, mâna de altă dată când îndeam la sapă și la coasă. Și aș spun și eu să am mâna, dar mai pun pe o cărmii, dar mai pun mâna pe una, pe alta și aș spun, medicii știu multe. E adevărat că folosim doar bisturiu, folosim doar un pix, nu prea faci mușchi la mâna. Dar omul care muncește, omul care merge la muncă în construcții sau în oricare altă parte, vezi care e mână de bărbat. Vezi care e mână puternică. Asta dovedește faptul că au făcut ceva pentru Dumnezeu. Cum nici mâinile voastre spirituale? Frații mei, Dumnezeu se uită și la capurile noastre, că de tineri. Dar Dumnezeu se uită și la mâinile noastre, că de tineri. Sunt unii care strâng, dar nu folosesc nimic ce strâng. Copiii nu își trebuie, din momentul în care au intrat în apa botezului, să ardă pentru Dumnezeu și să li se dea de lucru. Chiar dacă greșesc, nu-s perfect. Chiar dacă greșesc, chiar dacă dau cu stâncul drept cu prima, a doua oară, până la urmă, totul va ieși. Până la tot va scoate la capăt. Și vei avea bucuria faptului că cel care vine în urma ta a făcut ceva pentru Dumnezeu. Orice om, și vreau să spun că nu există slujire fără mântuire. Sunt foarte multe rapate în privința aceasta, dar Dumnezeu zice prima dată mântuire și apoi slujire. Dar vreau să zic un alt lucru. Nu este slujire fără mântuire. Și mântuire fără slujire. Nu suntem mântuiți pentru că slujim lui Dumnezeu. Nu suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar e o mare semne de întrebare, ridic fața omului care s-a botezat acum 40 de ani, o ruginit pe o bancă și a făcut deja loc la șezut și la spate, banca aceea și va merge în părăția lui Dumnezeu. Omul care nu a făcut nimic. Omul când a fost să chisteze o bătrână, a zis, nu pot. Omul care a fost să facă o curățenie, nu pot. Era de multe ori în biserică, în Cluj, era o soră încăjată, atât de firav, care făcea curățenie. Și de Paște, de Crăciun, se spăla geamul ăla de la biserică din Carpas, la înalt, și geamul ăla de sus. Și te urcai cu scara, soră, și te urci la cine, cu scara, rău, o soră micuță, sufla de greșe, de azi. Când era vorba să... sau ajunge cineva la curățenie. Tinerii ziceau, tinerii, copii, nu știu, copiii lor. Colegii cu care slujeam, ziceau, de ce vreau? Nu. Să facă treaba. Asta nu e atitudine slujitor. Inclusiv eu am zis lucrul ăsta, dar ce? Mă duc eu de la fotbal, să las fotbal, să las fotbal de biblic, să apuc să spăl în biserică. Nu, frații mei, din momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, trebuie să ardem pentru Dumnezeu, să slujim Dumnezeu. Poate să murim geamulele. Poate să le murdărim mai rău decât să le spunem. Dar lăsați să facă. Și Dumnezeu mă onoră lucrurile acestea. Eu cred că așa e natura, așa e societatea de genul în care sunt slujire care trebuie plătite. Pentru că suntem condiționate lucrurile fizice, frații mei. Dar când doar lucrul ăsta rămâne la suprafață și oamenii ceilalți se ascund după paravanul acesta și nu mai fac nimic, biserica putrezește. Dumnezeu, dacă nu le tai de lucru în spectrul acesta împărăției lui Dumnezeu, le va da neapărul de lucru. Le va dea deavolul de lucru cum nu-ți imaginezi copiilor noștri și tinerilor noștri. Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. De cât avem mână de oameni, de tineri în biserică, au încercat să-i pun, să-i responsabilizez, au încercat să meargă într-o parte, să facă, să-i motivez să facă, să-i văd că muncesc. Unii cârtesc, bă, de ce nu povesc cum iese? Să lasă să facă. Avem, cum vreo 4 ani de zile, am luat un pax de casete, nu știu unde l-am luat, știam că nu oamenii mai folosesc casete și am luat un bax de casete și le-am dat la o soră, ca știa că îi place să cânte mult. O nimerit o casetă cu sora Simina Istrate din Australia, soția fratelui pastor Nelu Istrate, și are o cântare care țin minte o cânta când eram copil mic în biserică în Carpați. Sora asta, atât de mult îi place cântarea asta, cât toate cântările cântări mă duc în România. Cântări din Harfie, cântări din propagă în alta, cântări de Ovidiu Litianu, toate cântările cântări mă duc. După, nu mai pun întotdeauna duminica, că nu. Simți uneori că îi strindește, vin prieteni, îi face rușine. Dar a zis, trebuie măcar mie pentru că suntem noi, să o lasă cânte, vrea să cânte. Cu aceeași melodie de ani de zile. Îți alte versuri, vă fraților, gândiți-vă la versuri, nu vă mai gândiți la cântare. Lăsați-o să cânte. E bucuria ei. Când o vedeți cum plânge cum cântă, când o vedeți cum tremură cum cântă, când vedeți câtă pasiune pune acolo, v-ați șocat să vedeți lucrul acesta. Pentru bucuria aia nu o să schimbeți niciodată. Cred că Dumnezeu vă puteți. Frații mei, noi de multe ori am vrea ca oamenii să facă și lucrurile celelalte din văzute. Dar noi cultivăm de multe ori în bisericile noastre un soi de elitism spiritual.
în care dăm oameni la o parte, în care tu nu ești bun. E adevărat, niciodată nu mă vedeți pe mine cântând în cor, niciodată. Mai trăiți două veți și nu o să mă vedeți cântând în cor. Măcar că mi-aș dori din toată inima, vă spun sincer, dacă există o pasiune ascunsă a mea, care nu corespunde cu talentul care mi-e acela de a cânta, și spuneam fraților mei, dincolo de faptul că vreau să fiu mântuit ca să-L văd pe Mântuitorul, îmi doresc din toată inima să fiu mântuit ca să pot cânta cot la cot cu fratele Ovidiu cântarea Mielului. Și nu o să râdă de mine și nici unul din corpul nu o să râdă de mine. Momentul în care am fost la Cateheză, în 2002, în 2003, în Cluj, să mă botez, așa s-o nimerit, poate m-am mai postit lucrul acesta, eram eu, un frate bătrânel și puși pe surul. Majoritatea la soprane, sus. Și eu pus, când am părțit pe câte 3-4 să cântăm. Era fratele Ovidiu Lonca din grupul Continental și cu fratele Iosif Cătuna și am pus să cântăm. Era o soprană și era o soră care avea un pic probleme psihice și nu putea cânta. Și a rămas mai mult soprană, să cântă. Ăștia au cântat și noi a rămas ultima dată. Când m-au zis cum cânt, atunci fratele Ovidiu Lonca niciodată nu o să uit cuvintele astea, a fost cea mai puternică predică pentru inimă, nu se scoase. Eu până aici am înțeles că orice om care are în clas poate să și cânte. Nu există fond din perspectivă muzicală. Dar trebuie să vedem contrar. Când mi-au zis lucrul acesta, vă zic sincer, am plâns. A fost pe drept, a fost pe merit. Poate inima mea de copil nu putut suporta tot lucrul acesta. De atunci cânt în baie, cânt în dormitor, cânt la muncă, îi nebunesc pe frate. Întrebați-i, veniți în Valea Mare și întrebați-i pe frate cânt pe șantier. Ei, cânt lui Dumnezeu, nu o să mă vedeți cântând în biserică. Dar cânt lui Dumnezeu, e dorința mea. Dar nu înseamnă că mă încăpățânez să mă apuc să cânt singur, nu. Dar când, cât pot, în biserică, în comun, chiar dacă nu intru în lume, chiar dacă pe unul ideal îl cred, îl slăvesc pe Dumnezeu și cred că închinarea mea este primită. Poate la fel e și tu. Poate la fel e și tu cu cătare. Poate la fel de stângare și tu cu predică. Poate dacă un îndemn și ai zis niciodată nu mai dau. Gura mea se pune pe un cred de aici în coloană. Poate nu este. Dar frații de aici, dacă vă solicită, dacă Dumnezeu simți că a pus ceva în tine, exportează lucrul acela. Sau ne confinează-te. Sunt atât de multe lucruri. Ne-au luat fața lumea aceasta cu scena, cu vedetele, cu CD-urile, cu videoclipul, cu predicile video. Ne-au terminat efectiv. Oamenii aceia care au joc de scenă, predicatorii aceia care nu se pâlpâie, predicatorii aceia care au o fluctuație anumită în lumea, ăia s-au promovat și ăia s-au apreciat. Cântăreții aceia care aveți și niște floricele și nu știu ce de acolo. Asta ne-au luat ochii ăștia. Ne-au luat puterea slujirii. Ei vreau să spun, slujirea aia care nu se vede. Slujirea adevărată și răsplătită de Dumnezeu, poate mai mult decât cea care se vede. E cea care nu se vede, cea făcută în umbră. Și Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Anul trecut a fost anul morții lui. Omorul tatălui, omorul frați și soror din biserica noastră și partea Ortenii. A fost un an în curere, dar dintre toate lucrurile care m-a durut și mai tare, a fost că am primit un telefon de la o doamnă ortodoxă care a fost în viața mea și a zis, mama a fost pocăită de a voastră. Și a tras, m-au bolit de ceva timp și acum a murit. Și am zis, ce, că eu nu vă cunosc, nu știu, cineva m-a cunosc, zice, păi, a sunat în vreo 3 locuri și nimeni nu a răspuns. Nimeni nu a răspuns, nimeni nu a răspuns, hai să vă mândați pe noastră. Eu zic, unde-i stați? Era undeva în celălalt județ, la periferie, cu Vâlcea. Și am zis, să văd ce am zis. Acolo m-a aflat o femeie de 105 ani. De o pocăită care și-a trăit credința, slujind pe Dumnezeu, la 105 ani. Care nu a avut pe nimeni. Nici măcar un slujitor nu s-o găsit să-i facă în mormântare. O femeie care și-a trăit pocăința. În Andreescu, nu Andreescu, în fratele a scris un student de la București, care l-a dat, fratele Andreescu a scris istoria pentecostală, e consemnat că soțul ei a făcut pușcărie. Hristos, 70 și ceva la oase cuitatea. Și atât de mult a predicat Dumnezeu și a zis despre Dumnezeu femeia aceasta, că puteți să vădea jos. A început să-ți dească primele 4 rânduri la casă și avea toate cărămizile făcute cu mâna ei, din pământ. Și eu zis securitatea, dacă nu te lepezi de Hristos, dacă te mai vezi o singură dată, că împarți Biblie, tratate sau vorbești despre Hristos, îți
Dărâmând casa care ai început să o faci și să confiscăm toată cărămâna. Și mărturisirea aia când trăia alții. I-au luat, i-au dărâmat casa, 3 luni de zile am făcut numai cărămidă cu mâinile mele și am început să zidesc așteptând un soț de pușcărie. Mi-au confiscat cărămida, i-au luat casa și n-am mai făcut casă pentru Hristos. Dar am continuat să-L urmez pe Hristos și ziceau femeile de acolo. Până în ziua morții, femeia asta, de pe 4 ori, de câte ori, mergeam să-i ducem o linguriță de apă, să-i ducem ceva. Spunea despre Hristos, mărturisea pe Hristos. Când am auzit lucrurile acestea și am văzut un sicriu, o mână de femeie, o bucată de os acolo, un sicriul acela, eu fost rușine de mine. Și am zis, oamenii ăștia te vor lua fața în gloria lui Dumnezeu. Oamenii ăștia vor lua fața multora dintre noi în gloria lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia au slujit lui Dumnezeu din umbră și au murit slujind lui Dumnezeu. Unde ești? Unde ești tu în seara aceasta? În dimineața aceasta? Unde ești tu în secolul acesta? Ce faci pentru Dumnezeu? Cu siguranță fiecare dintre noi are ceva de făcut pentru Dumnezeu. Aici, slujind biserica, sau în afară figurilor acestora. Ce faci pentru Dumnezeu? Păi ce la vin la biserică. Da? Și mai mult de atât. Îmi plătesc cotizația și dacă iei registrul, am plătit-o. Perfect. Da, slavă Domnului. Și mai mult de atât. Știu, nu pot să predice toți. Știu, nu pot să cânte toți. Știu, nu toți au o voce de cor. Știu lucrul acesta. Dar unde ești tu? Oare bolnavul sunt în biserică? Oare nepocăiți n-ai pe scară la tine? Oare drogați nu sunt în piața din Antalya sau din Madrid, să mergi să le dai o broșură și să vorbești cu ei? Oare oameni care mor în Madrid sau în Antalya, dar fără Hristos nu sunt? Oare curățenie trebuie să facă persoana care-i plătită să facă curățenie? Oare copiii trebuie să stea doar surorile care sunt angajate, care sunt angajate doar să facă asta? De multe ori mă rugam lui Dumnezeu și văzând soția cât de greu e cu 3 prunci, mă așteptăm cu 4-lea și multe ori venind dimineața, vin seara, mi-aș fi dorit să fim cineva mai aproape, măcar că surorile silitoare și tineri, dar fiind departe, mai ales cei de la Valea Mare, să vină 30 de kilometri. Mi-aș fi dorit să am cineva să stea cu pruncii soției, să mai ajute și pe ea, să pot să dorm ori de-a mea. Oare surorile astea nu sunt în biserică? Care trebuie să facă cu schimb? Ca să fie pe cineva? De ce să nu fii tu ăla care stai? Bani în slujire. Bani în slujire. Bani în slujire. Nu le pomenește numele, dar cină. Au fost câțiva anonimi care au slujit lui Dumnezeu. La cină a fost unul care a fost numai efectiv elementul. A trecut cu vasul. Dumnezeu a zis, bă, iei vasul ăsta, îl umple cu apă și merg pe cetate. Dar de ce nu? Nu știu. Tu du-te, că așa zic eu. Și omul s-a slujit lui Dumnezeu. Alții au văzut și au zis, aici trebuie să asta e o dată. Altul a primit o așezare, pregătește-o de aia, aici vreau să iau cina cu cerințe. Bine, Doamne, o pregătesc. Îi zice numele. Vezi cum mai adești pe apostolul ăla care l-a văzut și pe Mântuitorul, care era sărbătorit. Dar ca să existe, au fost alții care au făcut. Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta, frații mei. Să iubim lucrurile din muncă. Dacă Dumnezeu ne-a chemat în fața proiectoarelor, să mergem cu cinste și dacă ne iese ceva bine, când ne iese ceva bine și oamenii ar începe să... Ar începe să ridici înaintea ta. Fugi și ascunde-te în spatele lui Hristos. Să nu te mai vadă oamenii de Hristos. Să-L vadă pe Hristos și zică, da, ăsta e robul lui Hristos. Ăsta e omul lui Hristos. Am uitat la Hristos în primita slujirului și dacă este un moment al slujirii, asta e Hristos Domnul. Cât de mult iubi proiectoarele? Fost mulți de mult. Cât de mult iubi proiectoarele? De câte ori spus, ce să numi? Ce să numi? Că oamenii vreau să mă vadă care sunt cumpărător și apoi ca binefăcător. Nu zice la nimeni cine a făcut. Noi dacă avem o faptă bună, dacă avem o performanță, cine nu suntem? Cine ni sunt noi? Ce am realizat noi? O, nu! Nu uitați versetul 7 din 1 Corinteni 4. Ce avem noi care să ne fi primit? Și dacă am primit, de ce te lauzi ca și cum le-ai primit? Sănătatea ta, banii tăi, oratoria ta, înțelepciunea ta, glasul tău, Dumnezeu ți-l a dat, Dumnezeu ți-l a dat și lui, pe El trebuie să-L cinstești. Dumnezeu să ne ajute să facem acesta. Vreau să continui uitându-ne la un alt cuvânt, o carte dragă mie, sufletului meu, mai ales în ultima perioadă. E cartea mea de suflet, e Coloseni, epistola lui Pavel către Coloseni și
Aici Pavel vorbește ceva despre slujire. Ascultați ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu, Coloseni capitolul 3, versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Frații mei, există perioada asta numită viață în care noi ne-am mântuit și eu m-am gândit și mulți au pus întrebarea aceasta. Care e logica Lui Dumnezeu pentru care ne mântuim? Nu era cel mai logic ca momentul în care ne-am întors la Dumnezeu? Dacă ăsta a fost scopul în sine, mântuirea noastră, să ne ia Dumnezeu în cer? Nu era logic. Mie mi se pare foarte logic. Am păcătuit, am trăit o viață de cum am trăit-o. M-a scos Dumnezeu din întuneric, m-a dus în Hristos, și ca să conserve ce obții, nu se mai iasă după aceea. Mi se pare foarte logic. Și totuși, de ce trăim după ce ne-am mântuit? De ce trăim după ce ne-am mântuit? Oare ca să ne dăm casă? Bine că trăim. Oare ca să ne crească copii? Bine că cresc. Oare să-i vedem măritați și însurați? E normal să fie așa. E bucurie Tatălui. De ce trăim după ce ne-am mântuit, dacă nu să slujim? Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, o hotărât un moment al vieții noastre care o zis mântuire și apoi restul vieții noastre ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Există o bucată de viață numită slujire. Să-i slujești Domnului Iisus Hristos. Frații mei, fiecare dintre noi slujim într-o fel sau altul, dar Domnul Iisus Hristos, prin principiile care depune despre slujire, separă slujirea Domnului. O slujire pe planul lui Dumnezeu, sau profundă, sau adevărată, și o slujire superficială, sau de formă, sau de fațadă. Și acum vreau să ne întrebăm ce fel de slujire avem. Am înțeles cine slujește, cel care e mântuit. Am înțeles cât trebuie să slujim toată viața, murind, să murim slujindu-i lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Până la 80 ani, până la 90 ani, până închidem ochii, într-o formă sau alta, putem să-i slujim lui Dumnezeu, frații mei. Și apoi trebuie să vedem ce fel de slujire avem. Să ne separăm, să ne cercetăm pe noi înșine, zice Cuvântul Lui Dumnezeu. Am menționat până acum, în primul rând, frații mei, slujirea autentică, slujirea pe placul lui Dumnezeu, e slujirea cu credincioșie. Slujirea de fațadă e slujirea circumstanțială sau temporală. Adică când cum? N-am zis oameni care zic, acum am chestii să slujesc. Și acum n-am. Slujesc când am timp și nu slujesc când nu am timp. Înseamnă că ceva mai mult decât slujirea îți ocupă inima ta. Nu au fost momente în care să vă solicit tu, cât ați făcut asta? Nu. Dar de ce nu se poate? Cu ce e astăzi mai rău decât ieri? De unde e? Că sunt povorat. Nu știu, povorat. Pune-te pe genunchiul ăla, nu știu, ce ai de? Eu nu promovez aici o neorânduială, nu înțeles? Dacă avem o problemă, trebuie să ne vorbim la relația cu Dumnezeu. Dar de foarte multe ori, frații mei, prioritățile noastre sunt Dima, îl găsiți în Coloseni. Și zice, Dima vă trimite salutare. Doctorul Luca și Dima vă trimite sănătate. Că-i ăla, e slujitorul meu, e slujitorul lui Dumnezeu, e cel care lucră înaintarea Evangheliei, spune Apostolul Pavel. Și după aceea îl găsim într-o altă epistolă. Dima, din dragoste pentru lume, a părăsit. Pentru că așa e slujirea. Asta e slujirea, frații mei, de fațată. Un timp lucrești și un timp plecat. Predicator mare. Slujitor mare. M-au auzit. Întrebarea mea, oare slujirea a fost profundă? Slujirea autentică e slujirea care e cu credincioșie, care ține toată viața. Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel zice, pentru mine a trăit. A trăit ce înseamnă? Hristos! Cât trăiesc, eu îl slujesc pe Hristos. Și apoi înseamnă că știi. Adică eu voi sluji pe Hristos toată viața mea. Apoi, frații mei, vreau să spun că slujirea autentică, slujirea pe placul lui Dumnezeu, așa cum vrea Dumnezeu să fie, dincolo de faptul că e credincioșie, făcută toată viața, nu se uită la circunstanțe, astăzi are timp, astăzi nu, astăzi e greu, astăzi e ușor. Nu, frații mei. Slujirea lui Dumnezeu, care e din Dumnezeu, care e după modelul Domnului nostru Iisus Hristos, frații mei, întotdeauna implică sacrificii. Întotdeauna va implica sacrificii. Împăratul David zice, să mă ferească Dumnezeu, să aduc
jertfe care să nu mă poste și închinare slujire lui Dumnezeu. Dumnezeu pune închinarea înaintea lui Dumnezeu împotriva slujirii idolilor. Al slujirii idolilor înseamnă închina idolilor. Ai închina lui Dumnezeu înseamnă și ai slujirii lui Dumnezeu. Noi de multe ori se pară, asta suntem la slujire, asta suntem la închina lui. Tu slujești lui Dumnezeu când te închini lui. Și slujind lui Dumnezeu, tu nu faci nimic altceva decât să te închini lui. Alții frații mei ar primi toate de-a gata. Și nu o să zic, nu o să fac, fără niciun sacrificiu. Cât te costă slujirea care o faci? Ce cost? Ce cost din viața ta nu ești dispus să-l plătești pentru slujirea ta din biserică? Să râdă frații. Dar nu ai eu. Sâmbătă seara la 8. Nu fii serios. E sigur, când ai școală, nu? E normal să ieși undeva. Duminica, dar mă duc și ce cost? Nu ești în stare să plătești pentru slujirea care o faci în biserică sau în biserică. Dumnezeu să ne ajute. Să ne evaluăm inima. Să începem să ne plătim chitanțele. Să începem să ne plătim chitanțele care le-am plătit la Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ia din toate ei. Nu jumătate din Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu vede oamenii care ard și văd oamenii cu suprafață. Dumnezeu cântărește lucrurile ascunse, frații mei. Gândurile noastre care nu le vede nimeni. Numai Dumnezeu știe ce e în mintea mea sau mintea de mintea când slujește. Dar într-o zi, Dumnezeu le va desface așa. Uite, cu ce bună de mine, frate, uite care a fost interesul lui. Începeți. Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Apoi, frații mei, vreau să... Principiul care zicea Domnul Iisus Hristos, tot în mare, tot în mare aici. Să fii robul tuturor. Ce înțeleg aici? Slujirea autentică, după modelul biblic, frații mei și surorile mele dragi, este slujirea altruistă. Slujirea care totdeauna se gândește la binele celuilalt și nu la binele lui. Foarte mulți oameni slujesc ca un interes. Foarte mulți oameni se gândesc la ei, la avansarea lor, la promovarea lor. Am văzut oameni și văd oameni care singurul lor interes că ajung aici. Și că ajung aici, ordinați sau neordinați, cu Biblia în mână, țin de ea și se plafonează. Nu mai citesc, nu mai studiază, nu mai și cresc talentul ei. Slavă Domnului că am ajuns aici. Și nimeni nu mai scoate de aici. Frații mei, de multe ori folosim Biblia ca o pistă de lansare. Folosim microfonul ca o pistă de lansare. Folosim relațiile, banii, hainele ca o pistă de lansare. Pentru alții. Pentru noi, frații. Pentru ca să ne fie nouă mai bine. Când gândim așa, Dumnezeu își întoarce spatele. Întotdeauna slujitorii își vor căuta propriile lor interese. Erau trei. Cei mai mari. Din slujitorii lui Dariu. Oamenii și-aș căuta propriile interese. Zic, bă, îl slujim preparatul și noi suntem foarte fideli. Dăm o lege să le exterminăm pe ăsta, să scăpăm pe ăsta, ca să rămânem noi. Ca să rămânem noi. Pentru că pentru noi nu ne trebuie nici împăratul, nu trebuie nici viața omului ăsta, călcăm pe cadavre, ca să rămânem noi. Vă trebuie urmă zi. Întotdeauna oamenii care fac din slujirea lor o pistă de lansare, vor muri într-o proprie problemă. Pentru că diavolul dă târcoale ca un leu și ca o peșină înstrânită. Ca un leu. Dar pentru aia care fac slujirea ca o pistă de lansare, diavolul chiar e un leu. Și vedeți. Și poate unii vor duce toată viața lor. Dar ziua lui Hristos vor fi din lista aia care zice Mântuitorul, duceți-vă de la mine, căci nu v-am cunoscut niciodată. Dar Doamne a predicat. A prorocit. Dar Doamne, am făcut atât de multe lucruri pentru tine. Duceți-vă de la mine, că nu v-am cunoscut niciodată. Pentru că ați făcut și fără de legea. Pentru că din ceea ce ați făcut pentru mine, n-ați vrut să faceți nimic altceva decât să faceți un piedestal vouă. Frații mei, uitați-vă la motivația pentru care slujiți. Au fost momente în viața mea cu care v-a luat motivația pentru care slujesc, m-am cutremurat. Și mi-a fost scârbă de mine și am zis, Doamne, ai milă de mine. Poți să începi bine și poți să începi rău. Mereu și mereu trebuie să fie o evaluare a slujirii, în primul rând personală, în care văd de ce slujesc, pentru cine slujesc, ce câștig și ce pierd dacă slujesc. Și dacă tot te dau pe plus, e o problemă cu mine și cu mine tale. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să închei spunându-vă că pare mă scutit. M-am putat. Spun un singur lucru. Am înțeles că facem 7 minute și s-a tot.
Iertare, un singur lucru aș zic, frații mei, voi vă luați pe voi și slujirea voastră, dar lăsați și piață să vă luați slujirea. Unii zic, noi slujim Domnul și Dumnezeu e bagă. De aia se distrug biserici. De aia se distrug tineri și copii. Pentru că slujim după ore, mi-a dat darul, mi-a dat pasiunea, mi-a dat talentul, mergem înainte. Trebuie să fie o evaluare a slujirii întotdeauna. Evanghelia a fost din cer cu Pavel, mi-a dat unul. Și totuși Pavel sunt toți Ierusalim și o zic, uite ce-am făcut, uite ce-am realizat, ca să mă verificați. Trăim o vreme în care prorocim, sar în sus dacă verificați, trăim o vreme în care frații slujitori sar ca arși, dacă sunt orientați, trăim o vreme în care slujitorii de lor prieteni de măfare sar, dacă se evaluați, dacă slujirea lor se evaluează dacă e eficientă sau nu, permite după aceea ceva. Frații mei, noi toți suntem sub autoritate. Dacă nu îi facem singur, dacă nu las calții să mă evalueze, va veni o zi cu gloria cerească în care Dumnezeu nu va evalua. Îmi doresc din toată inima ca slujirea, așa cum o fac, cu dureri, eu, cu îndoieli, frustrări, cu greșeli, cu oltenia, să fie onorată de Dumnezeu și să văd gloria cerească și cu una care trebuie să facă altă. Îmi doresc din toată inima. Vasul ăla de ocară din biserică, bucata aia de găleată care îți bați spre gol, sau nu, fregor, cum zice dumneavoastră, va avea răsplătire pentru că a fost o întrebuințare, chiar a avut o întrebuințare de ocară, a fost credincioasă lui Dumnezeu și Dumnezeu să forțe de ea, la fel ca și paharul de la cină. Nu fiți doar paharul de cină, fiți și bucata aia de vasă care îți bagă fregona și spală tot. Spală tot cu tine, poate pe jos, dar într-o zi vei străluci mai mare, mai tare decât paharul de la cină. Pentru că chiar dacă ești un vas de ocară, nu sub lumina reflectoare, ești credincios lui Dumnezeu și Dumnezeu te va folosi.